Zi, viață, cu ce te ajut? Cum? Dă și farfurii din alea mai mari, te rog. Pe care? Este așa? Da. În momentul în care am început să montez, eram așa un pic bulversată, nu știam la plating cum să fac. Asta e caldă și la stupește, viață. Bagea asta fiartă direct de acolo, viață. Auzi, dar tu mă stresezi. Bine, mă duc de aici atunci, dacă ați auzit, nu o stresez. Musul fiind rece, vara fiind caldă, s-a topit și nu mi-au ieșit biluțele. N-am mai avut ce să fac, am lăsat-o așa și asta e Dumnezeu cu mila. Băi, avem o supiță! De care? Cremă! De care? Cu ceva acolo. Cu ce? Și o bruschetă. Nu, eu cred că e o carne. Supă cremă. Carne. Supă cremă e farfurie mică jos, așa. Dacă e desert, cu frișcă. Îl mănânci pe tot. Dacă e desert cu frișcă, îl mănânc eu. Tu îl mănânci pe tot. Încerc să nu ajung ca vechiul Scărlătescu. Eu vreau să-l întreci, ca să mă cinstești. De asta mi-ești. De... Zi-mă, e desert, halești? Supă cremă. Dacă e supă cremă, mănânc eu pe tot. Și dacă e desert, ales. Da, și dacă e altceva, mănâncă gras pe tot. Da. Că n-are voie. N-are voie, hai. 3, 2, 1... Eu spun, eu spun cremă de ser. Deci, mâncați amândoi. Eu supă cremă de ser. Într-un fel sau altul, pentru că nu l-am lăsat la rece. Dar cu ce să o mâncăm pe asta? Cu furcuța? Cu lingura, cred. Cu lingura. Deci, pară în ciocolată. Pară mălăiață. În gura lui Netăpleaț. Cu nucă. Mai e caldă. Ia. Ce e caldă? Pară sau? Ce asta? Ne sper să-ți placă, șef Florin. Cred că, până la urmă, e supă cremă, Florin. Supă cremă de ciocolată. Da. Cu pară fiartă. Cu pară fiartă. Trebuia să fie un mus, dar fiind cald de pară. Ați mai mâncat vreodată așa ceva? Nu. Ați mai văzut vreodată așa ceva? Nu. Da. Unde mi-ai văzut mă? Hai zi. Dar sunt curios. Zi, mă, unde? Pe bune. Hai, mă! Nu cumva asta e un fel de cremă de aia de masaj, așa, ciocolata asta e o cremă de masaj, așa, nu. Așa de... Deci nu, te, nu se referă la împachetări cu lămol. Cuvântul meu de onoare, tu ești tâmpit rău de bine, așa te... Deși văd cum te muci cu ciocolată, bă, nu te de, bă, deci ești nebun. Bun. Bun, ia să vedem, hai. Deci după o hai, mă, zi, ai văzut pe undeva chestia asta? Nu, dar o să întreb concurenta care intră. Profesoară de limba germană, sigur. Nu sunt profesoară. Dar de ce mă limba germană? E mai... dă neînțeles germană, că și... Eu cred că e altceva, eu cred că e nutriționistă. Dar e o nutriționistă care povestește clienților ce ar trebui să mănânce și ea acasă se ascunde într-o cameră și mănâncă toate chestiile pe care le interzice altora. Nu, place să mănânc sănătos. Ți minte pe Nea Gogoș. Nu credeam că în spatele la ăla e vreodată vreun boxer în viața mea. Mama. Absolut. Gata, luptător de K1. La ce căi de? Aoleu, ce mult! Bună ziua! Uite, băi, luptător de K1! Să știți că nu sunt luptător K1 și... profesoară de limba germană. Dar? Băi, e mireasa pentru Constantin, măi. Da, sunt iubita lui. Zic bine, nu? Da. Păi zi, mă, omule, așa, mă. Acum am văzut, mă, ce vrei, ți-ai zis că nu mai bala de partare? Mi-aș dori să fiu și o luptătoare, K1. Da, mă, altceva, băi, domnișoară, care este numele dumneavoastră? Mihaela Lazar. A statunat în casă. Mihaela Lazar, de la mireasa pentru fiul meu. Da, a statunat în casă. Auzi-ne și nouă, cum s-a înfiripat treaba acolo? Știi de ce te întreb? Că stau și eu în platou ăsta cu vreo... de vreo câți ani stau, mă, cu Gina? Doi. Și abia acum e așa, nu știu. Ideea e să nu renunțați. Pentru că nici Constantin a renunțat. 4 luni de zile non-stop, așa asta, după mine. Pe bune? Pe bune, serios. Ești bățoasă așa? Sunt foarte bravo, bățoasă. Bravo, bravo, bravo. Dar care gătește mai bine, tu sau eu? Eu, bineînțeles. Tu faci micul dejun? Da. El face prânzul? Eu. Și tu faci cină? Da. Și tu ce faci? Și el practic nu gătește deloc. Mă ajută, dar eu prefer să le fac singură. De unde e ideea asta cu pala și ce a vrut să fie aici? Este o mus, să zic așa, dar para fiind fierbinte, da? Da, mi-a stricat toată
Combinația. Combinația. Și s-a transformat în supă cremă. Și mi-a ieșit atât de bine, iar în momentul în care am pus para... Tu ai auzit ce au spus cei doi, că unul vrea mustăciu, unul vrea desert, supă, unul vrea cremă. Cremă. Când am văzut ce e în farfurie, în bol, am zis, doar nu se poate așa ceva. Ai grijă ce-ți dorești, că sigur ți se întâmplă, nu? Dar ai avut o problemă de la început cu musul, să înțeleg. Am probleme cu Constantin la început. Bine, mi-a ieșit de fiecare dată când am făcut. Dar, emoțiile. Știu, emoțiile și timpul nici nu știi când trece. Dacă ar fi să mergi mai departe în echipa, cu ei vrea să faci parte. Mai aproape mă simt de șef Sorin Montaș. Nu trebuie să vă supărați, pentru că... Nu se supără nimeni. A slăbit, nu mai e simpatic, gata. Nu mai are. Și oricum e alți că rălătești cu data asta. Jumata cealaltă a lui. Jumătatea cealaltă a rămas. Întunecată. Da. The dark side. Le arătăm voturile? Da. Sigur. Mulțumesc. Nu e ceea ce trebuie, n-am înțeles absolut. Așa este. E o idee pe care o poți lucra, pentru că supă cremă de ciocolată, cum am primit-o noi așa, cu para, nu se pupă bine la gust. Dar mulțumesc. E o idee care poate să evolueze. Mulțumesc frumos. Serios, chiar poate să evolueze. Foarte drăguț. Mulțumesc. Să știți că aveți o energie foarte Dar... Da. Am înțeles, nu e nicio fel de problemă. Eu mă bucur că v-am întâlnit. Și nouă ne pare bine. Pare. Mulțumim! La revedere! La revedere! Îmi pare rău că n-am trecut mai departe. Îmi pare rău pentru că doream să intru și eu în toată nebunia concursului.